La Sala Modern, Centrul Cultural Bucovina din municipiul Suceava, a avut loc sâmbătă Olimpiada Națională Corală Faza Județeană, în vederea selectării ansambluilor corale ce vor reprezenta județul la Olimpiada Națională Corală Faza Zonală, organizată la Botoșani pe 31 martie 2017. Anul acesta în concurs au participat ansambluile corale din colegii licee de artă, colegii licee, altele decât cele de artă, muzică, licee și seminarii teologice. Ansambluile corale înscrise au fost de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, Seminarul Teologic, Colegiile Naționale Mihai Minescu și Ștefan cel Mare Suceava, Colegiul Național Dragoș Vodă, Câmpul Moldovenesc și Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret. Cele patru formații care s-au calificat pentru faza zonală sunt la secțiunea Colegii de Artă, Colegiul de Artă Suceava, la secțiunea Coruri Religioase, Seminarul Teologic Suceava, iar la secțiunea Licee Teoretice, Colegiile Naționale Mihai Minescu și Ștefan cel Mare din Suceava. Premianții de astăzi vor fi cei care ne vor reprezenta la Olimpiada Zonală, care va avea loc la Botoșani la sfârșitul lunii martie. Sunt sigură că reprezentanții noștri vor duce mai departe activitatea noastră corală. Această activitate am intenționat să o desfășurăm mai deosebit, deoarece am dorit să încurajăm profesorii, copiii, să desfășoare activitatea corală în școală, pentru că bine știți că nu este ușor să instruiești un cor, să aduni copiii, pentru că este timp prețios economisit și din partea profesorilor și din partea copiilor. Și dorim ca la nivelul județului Suceava această activitate corală să reînvie, așa cum era odată, când la un concurs de coruri se întâlneau pe puțin 10 coruri.